Bun găsit, prieteni! La sfârșitul anului trecut ne promiteau autoritățile că Institutul Cantacuzino, care urma să-și reînceapă activitatea, ar putea produce în 2019 vaccinul antigripal și polidinul. Era o veste foarte bună, mai ales că, iată, anul acesta avem nevoie de vaccin antigripal. Sunt zone în care farmaciile au epuizat deja stocul de vaccin antigripal, chiar dacă nu au apărut deocamdată cazuri de gripă. E adevărat că sezonul virozelor a început ceva mai devreme anul ăsta, din cauza vremii schimbătoare și destul de caldă. Se pare că se mai răcește vremea simțitor începând de marți, dar vorbim în orice caz despre o situație care ar putea deveni o situație de criză în momentul în care se vor semnala cazuri de gripă. Mulți și-au făcut deja acasă stocul și-au cumpărat deja vaccinul antigripal din farmacii. Am înțeles că prețul lui este undeva la 60-65 de lei, dar la un moment dat s-ar putea epuiza chiar și la dispensarele medicilor de familie, acolo unde ar putea fi administrat în mod gratuit, cel puțin așa ar trebui să se întâmple. Se pare însă că și acolo sunt puține doze și copiii, vârstnicii, femeile sărcinate și așa mai departe. Nu știu de fapt dacă femeile sărcinate pot fi vaccinate cu acest vaccin antigripal, dar sigur că medicii de familie trebuie să-și prioritizeze, iată, pacienții în funcție de necesitățile lor. Dacă Institutul Cantacuzino ar fi putut fabrica acest vaccin antigripal, probabil că n-am mai fi fost în această situație. Bine totuși că s-a luat decizia ca el să-și reia activitatea. Da, e o situație pe care o vom discuta la momentul potrivit. Ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube.